Potrivit președintelui PDL Sălaj, deputatul Lucian Bode, cea de-a doua întâlnire organizată la nivel regional în partid, printre temele discutate numărându-se cea a revizuirii Constituției, referendumul pentru un parlament unicameral cu maximum 300 de parlamentari, pe care președintele Traian Băsescu îl vrea organizat încă o dată. Democrat liberalii au discutat despre neajunsurile guvernării USL, dar și despre procesul prin care, până la sfârșitul anului, PDL își va desemna candidatul la președinția României. Într-o conferință de presă susținută după încheierea întâlnirii, președintele PDL Bistrița și vicepreședinte regional al PDL, Ioan Oltean, a explicat, printre altele, gestul parlamentarilor democrat-liberali de a se retrage din Comisia de Revizuire a Constituției. Partidul Democrat-Liberal mai are două șanse de a supune cu succes revizuirii Constituției. Nu în interiorul Parlamentului, unde șansele noastre sunt zero, ci Curtea Constituțională, pentru o contestație pe care noi vom face cu certitudine în vremea respectivă și, dacă aici nu vom avea succes, printr-o mobilizare, printr-o informare corectă a populației, actorul, de fapt, principal, care va spune, care va avea cuvântul decizional în ce privește revizuirea Constituției. Daniel Buda, președintele PDL Cluj, prezent și el la conferința de presă, a precizat că prin acest gest de retragere a Comisiei de Revizuire, PDL s-a aliat, de fapt, cu cel mai important actor politic în acest proces, poporul. Să spunem că noi ne-am retras din comisie, dar ne-am aliat cu cel mai important actor politic de aici, pentru că cei de la USR, uite un lucru foarte important, că acest proiect de revizuire a Constituției trebuie să treacă de votul popular, deci prin referendum. Ori aici ne-am preferat, da, să ne intensificăm acțiunile, mă rog, alături de cetățeni, pentru a conștientiza că, de fapt, această modificare a Constituției este proastă pentru ei și că s-ar să avem un lucru așa cum avem astăzi. Chiar dacă este doar un imperfect și trebuie modificat. Dar între ceea ce ai astăzi, un lucru care te știi în primul imperfecțiune, și ceea ce ai pe masă ca și alternativă, un lucru absolut imperfect și un lucru care îți va bloca procesul decizional la nivelul instituțional, atunci sigur că prefer să prezintă ceea ce ai astăzi. Tot referitor la revizuirea Constituției, Mircea Man, președintele PDL Maramureș, a precizat că tema minorităților sexuale nu este reprezentativă pentru românii. Cred că tema legată de modificarea Constituției în ce privește minoritățile sexuale, sigur că e o temă extrem de sensibilă. Nu cred că poporul român, maramureșenii, sălășenii, de regiunea de nord-vest, au dat un mandat atât de important, de peste 70% useliștilor, ca să se ocupe de această modificare. Suntem o țară creștin-ortodoxă, o țară laică și cred că ceea ce este stabilit în codul civil, ceea ce a fost stabilit în Constituție, poate să rămână și să nu fie o temă a USR-ului. Liderii PDL din regiunea de Nord-Vest au discutat și despre desemnarea până la sfârșitul anului a candidatului partidului la președinția României. Deputatul Lucian Bode a precizat că acesta va fi desemnat printr-un proces de alegeri interne după modelul celor desfășurate în februarie-martie pentru alegerea președintelui partidului. Partidul Democrat Liberal a decis modul în care își va desemna candidatul pentru alegerile prezidențiale. Și anume, în urma unui proces de dezbatere internă, în urma unor acțiuni pe care noi intenționăm să le desfășurăm în toamna acestui an.